Dragii mei prieteni, vă salut cu mult drag, Zidane Auzac, una, ia uitați-vă și dulceat și măgiun de căpșun am făcut eu. Ia uitați-vă și culoare frumoasă, deci o rămas. Eu vreau să vă deschid aici un borcanel, fiindcă el când se răcește, el cu siguranță mai îngroașă, așa, să vă arăt și culoare frumoasă are, dar noi foarte mult iubim măgiunul de căpșuni, foarte mult. Cum? Clătite, cu înghețată, cu pâine cu unt. Ia uitați-vă și minunăței. Ia uitați-vă, dragii mei prieteni. Minunat. Ia uitați-vă și culoare, deci frumoasă s-a păstrat culoarea. Frumos, frumos, parcă e proaspătă. Așa, ia uitați. Chiar poți le faci diferite deserturi, deci pe tip de iarnă. Minunat. Foarte gustos. Foarte perfect, cu un miros gustos de căpșuni și nu vă închipuiți cât este de bun și parfumat. Ia uite, deja le-am pus la rece. O culoare minunăței. Mă ales la cheesecake-uri, mă ales cu clătiti, cine iubește clătiti cu măgiun. Deci minunate. Hai să vă arăt toată rețeta, cum am făcut eu această minunată. Deci dulceață sau măgiun sau jeleu. Cum vreți așa îi spuneți. Dragii mei prieteni, deci eu am aici 6 kg din căpșună, da? Și eu pun peste ea 1,5 kg de zahăr, nu mult, da? 1,5 kg la 6 kg, deci este suficient. Așa. Și o las cam pe 2 ore. Atât. Ia cât ăla. 2 ore o las așa și apoi pun la fiertă. Dragii mei prieteni, după 2 ore eu am pus căpșuna mea, deci la fiert, ia uitați-vă. Ia uitați-vă, fără apă, fără nimic, aici nu punem. Deci apă nimic, fiindcă căpșuna este foarte apoasă. Așa. Noi am pus absolut nimic, numai zahăr și căpșun. Culoarea foarte frumoasă menține până când. Așa, la foc încet, încet, încet. Uite, dă și minunățele, deci. Așa, hai, mai așteptăm să fiarbă puțin. Am aici o lămâie. Îi scurg tot sucul de la lămâie. Și deci adaug la dulceața mea sucul de la o lămâie. Foarte important să nu păstreze culoarea, să nu se facă închis, să aibă o culoare frumoasă. Așa, tot. Pas cu pas, așa. Așa, 2,5. Prima, dacă scade un sâmburel de la lămâie, deci noi o scoatem. Așa, super. Super. Așa o lăsăm, deci scoacă vreo 20 de minute la foc încet. Și apoi vin cu etapa următoare. Foarte ușor să faci. Foarte ușor să pregătești. Dragii mei prieteni, eu cât de bine încet, încet fierbe dulceața mea. Și știți ce fac eu acum? Un pliculeț de agar-agar. Așa. Un pliculeț de ce e subțin. La mine are aici 7 grame. Să vedem dacă e 7. Da. Mai iertați, 9 grame, 8 grame, 8, 8 hectare, se vede, dați-vă arăt bine, 8 grame, așa, e ca așa, amestecăm bine, le lăsăm să înfoaie la fiert și îl dăm cu blenderul, numai decât, eu vă arăt imediat. Așa, după încet, încet, când a început, deci, să fiarbă, eu am aici blenderul, dragii mei prieteni, și fărâm tot cu blândru, absolut tot pas cu pas. Fiindcă eu fac măgiun. Nu-i dulceață, dar e măgiun. Și trebuie să primească ca o gelatină. Ce te dama? Strâng. Așa.
Și iar din nou, dragii mei prieteni, îl punem la fiert și o să fiarbă, deci 20 minute, da? Eu am zbărat totul pas cu pas. 20 minute lăsăm la fiert. Dragii mei prieteni, și magiunul meu este gata, el este foarte fierbinte, dar când se răcește, deci el se mai întărește. Așa trebuie să rămâi culoarea lui preferat. Cât l-am fiert? 25 de minute, numai nu mult, da? Cu cât mai mult, deci îl fierb, el se face negru, nu trebuie să facă negru. Am borcanașele mele toate spalate, bine, cu bicarbonat de sodiu și eu pun un borcanaș, închid borcanașele. Tu poți pui orice borcanaș care tu ai, care tu dorești. El când se răcește, el se încheagă. Așa. Așa fac cu toate borcanașele. Dragii mei prieteni, ia uitați-vă și gem frumos, deci, și culoare frumoasă, deci am făcut eu.